La știrile Bucovina TV alături de noi se află jurnalistul Mihai Chira. Bine ai venit, Mihai! Bine te-ai găsit, dona! Uh, creștem la... Da! da. La... Uh, ieri era rost. aproape 300, 30 azi 600. Eh, despre ce putem vorbi? O micron? O luăm de la capăt cu o micron? Uh, nu, nu o luăm de la capăt, continuăm și terminăm. Și gata! Oana, uh... mă uitam la comunicarea dată astăzi de... Uh... Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, CJ, TNT, SSU, Suceava, nici nu are importanță cum se numește, cei care teoretic ar trebui să gestioneze datele statistice și cifrele din toată această pandemie. De fiecare dată când citesc, în ultima săptămână când citesc aceste comunicate, îmi înflorește un zâmbet în colțul gurii, în dreapta, că așa, Eu după care și stânga. Nu, da, îți vine râs, zâmbești fără să vrei. E, e un fel de super simpatic așa în formulare. Se vede că încă nu angajăm oamenii care trebuie la instituțiile publice în materie de comunicare. Asta este o evidență per total, nici nu are rost să mai vorbim. De da. ce e ca la comunicatele de la poliție, de la Deci de la simpatice. Se vezi cum sună ai, a ai invi invitație, invitație la spitalizare. ATI Suceava, Spitalul de Tea Suceava, mai are libere 600 de paturi. Bun, trecând peste faptul că e o veste foarte bună asta, că are paturi libere. La ATI sunt paturi libere. Haideți să le ocupăm, ceva de genul ăsta, e că... Uh, nu, una peste alta nu e grav. Deși sunt îmbolnăviri, sunt o formă foarte ușoară, ele sunt declarate, foarte bine că sunt declarate, să nu se mai spere lumea uh, că uh, a prins COVID. Ce e COVID acum e mai ușor decât gripa pe vremuri, ca să ne înțelegem decât ultima gripă cu care au, au trecut-o o, sucivenii noștri acum 3 ani de zile. E covid -ul. de la ora asta, nu mai e COVID. E o, acum, Oana, ca să fac o, o, un, un, așa, un, un pui de glumă, să ai covid e o rușine. Că nu mai e ce a fost. că adică, e ca la, la spartul târgului. Adică știi? avem niște pretenții, nu? Da, băi, nu, că ai nu făcut covid, am, COVID. Am, am fost bolnav de COVID, da, dar când? La Omicron, nu o să mai fac Nu are rost, că adică e. Nu. Nu. Bun. De la zâmbet trecem la lucruri uh, mult mai serioase. Uh, da, și asta a fost serios, că l-am tratat așa. mai Da, bun, și pe asta buze, a fost serios, să... clar, dar ne-am cam săturat cu toții de uh, COVID și atunci uh, mai facem și haide, de apă. Uh, fără investiții în sistemul energetic național, nu vom avea factori mai mici, spune deputatul PNR de Suceava, domnul Ioan Balan, și el face apel uh, la un consens național pe tema. Uh, utilizării la maximum a fondurilor europene. Pentru povestea cu, cu curentul electric, cu Domnul Bălan nu are dreptate. Și iarăși, luăm aceeași poveste. Da, domnul Bălan are dreptate. Dar ce a făcut acum 20 de ani? Nu știu dacă eram politic atunci cum 20 de ani, dar pun problema și un în felul ăsta. E mai mult decât grav ce se întâmplă cu noi. Să ai atâtea, atâtea resurse Uh, hidro Da? Să ai barajele cele mai mari, cele mai mari acumulări de apă, cele mai mari baraje din Europa, să le ai tu în România. Sai ce n de 1, ce n-a de 2? să nu l pui în funcțiune. Să nu folosești sistemul național de ereticitate de înainte de pai, Poate de asta e o treabă psihologică. Nu mai vrem să folosim ce era înainte, chiar dacă era Noi tot am privatizat. Am privat, dar am privatizat, când ajunsese când sistemul bucățele, cum au fost parte din bucățele, că săracul nu mai făcea față singur. Era atât de căpușat încât nu se putea susține pe pe sine însuși. Erau consilii de administrație aduți Minte, erau consilii de administrație formate din zeci de oameni care nu treceau în viața lor pe acolo. Veneau numai cineva pe la ei, pe la birou și îi spunea, bună ziua, v-am adus uh, uh, solda pe luna aceasta ca să fă la consiliu. Ce? A, am avut ședință, vai, vai, hai, lasă aici, lasă aici geanta cu bani și te mai departe. Erau niște contracte absolut aberante, Oana. Se făceau niște achiziții, te durea mintea. De ce crezi că se spune că uh, cel mai mare, cei mai deștepți băieți de România nu sunt aia pe farmacie? Aia pe distribuitorii de curent știu persoane, știu persoane, trei la număr, au firma într -o, pe o suprafață de 3 metri pătrați cu totul cu dulapul în care ține laptopul. Atât. Și vine doamna secretar, care este secretar, din când în când și mai dă un restart la soft. Cât se mai blochează și softul ăla? Asta se întâmplă în România în momentul de față. Bun, domnul Balan face apel, dar da. oare forțele politice... Um... Domnul Balan este la face guvernare Domnul Balan este la guvernare, este alături de PSD la guvernare PNL, uh, partid din care face parte de Domnul Balan, coabitează cu PSD-ul În momentul de față, nu mai e și nu mai, nu mai nimic De deci ce ei sunt o, o mega forță? Acum dețin adică peste... există șanse să se concretizeze păi această mi idee? mi-ar părea rău să-l aud pe Domnul Bălan uh, uh, Mimând doar dorința de a face ceva Adică acum chiar au Au la îndemână toate instrumentele. Au, paralelul, uh, paralelul, au Parlamentul de, de partea lor au uh, guvernul al, uh, al, lor, au președinția de partea lor. Adică ar trebui să fie un galop de sănătate pentru refacerea sistemului național de uh, Bun, de, domnul Nicolae, de, de că a zis că a se schimbă iară plafonul la energie electrică de la antifebruarie, iară... Uh, deci poți să zic eu... ceva? Da, pot poți, să, zic, zic ceva. ceva. Da, S-ar putea da. să se schimbe domnul Ciucă. S-ar putea să se schimbe da, domnul Ai văzut, nu, cu teza de doctorat a domniei sale, l-au prins Ei, nu mai, acolo. Nu mai vorbim de teze nu, de, de doctorat. Da, da eu zic așa am până că tot mai ai cu domnul Ciucă, că S-ar putea să-l schimbăm pe domnul Ciuc. Atențion da? că s-ar putea să avem o surpriză. Așa. 2,2 milioane de lei peste, peste au ajuns în visteria primăriei, ca să zic așa. Domnul viceprimar Lucian Harșovski, acești bani a da? declarat că sunt... Știi, când mergi și parchezi mașina frumos, de la parcările cu... Doar Taxă. Atât? Se putea mai bine, doamna Oana, se putea mai bine, părerea mea e că se putea mai bine Zic Adică și zici că sunt suceveni care fentează <coughs> automat? fentează. risc, așa, riști și câștigi, știi? Rist. Nu, uh, poliția locală știi că are o echipă, cred că o echipare câteva echipe care se duc special pe traseu Am primit și eu două of, mâncarea tatălă de Și le-ai și plătit, da? ți da? Da. Da. și rușine că îți pune aia în geam, mm, mm, mm. Asta e situația. Așa, care se ocupă exact de parcările, de, de cu parcările cu plată. cu plată. Oamenii ăștia cred că sunt unii din cei mai urâți oameni din Suceava, de către cei la Suceveni. Știi, când îți vine și îți plantează Ce? Da, iura iurea, câte... Nu am obișnuit mai da, pe Mie îmi place. -mi place. Să fie peste tot parcare da, cu plată. Da, 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 Mergi, da. găsești loc. Mm. Mm. nu chiar întotdeauna. Acum mm. depinde de parcare. Știi că sunt câteva parcări unde... E o sumă bună. Cu suma aceasta se poate dezvolta sistemul în Suceava. Numai că, din punctul meu de vedere, din punctul meu de vedere, ar trebui urgentată povestea cu parcările supraterane. Știi că primarul Suceve Ionungu dorește să ăsta să pună la pământ, să demoleze, ăsta era cuvântul, să demoleze garajele. garajele, care, a căror contract de concesiune a expirat în 2021 în decembrie. În 2022 nu mai, nu mai au contract, vrea să le dărâme. Deja în spatele primăriei acolo pe Ștefan Tom și au aprobat panoule de informare. Se Așa. fac pași premergători procedural pentru dermarea acestor garaje. După ce dăm drumul aceste parcări, nu vom mai avea motive și după ce face, dacă face domnul Lungu, ce a promis și în cartiere, nu vom mai avea motive să plângem după un loc de parcare. Adică, e foarte clar, va trebui să gândim în, în, pe două paliere. O parcare publică cu plată între ora 8. 16, dacă e vorba de o zonă, pentru că eu ajung acasă, nu am să-mi iau mașina în apartament, că mi-e mai greu să o duc, dacă era cam, mai, da, mai da. urcam la etajul 3, dar așa mi-e mai greu Apropo cu mașina. Apropo de asta, ce facem cu cetățenii care stau în zona parcărilor, care sunt cu plătesc? Aici, și să aici că... este o poveste, va trebui foarte clar uh, stabilit cum jucăm pentru suceveni. Toți suceveni au, au drept să parcheze mașina pe spațiu public. Ok, un spațiu public special destinat special amenajat și destinat acestui, uh, acestui serviciu, trebuie să fie plătit. Îl ok, plătim. e, e, de acord, e total firesc să plătești. Dar ce faci dacă omul care stă în da. loc, uh, acolo locuiește, da. da? El plătește pe an cât plătește, da. cât uh, e taxa, dar nu prea găsește loc de parcare dacă vine la găsești. 12 jumătate, dacă vine la 13, dacă vine la 17 s-ar putea să găsească. Uh, și sunt cetățeni care lasă mașina și nu plătesc. Bun, sunt zeci de mii de cazuri și de situații, bun. da? Dacă ai cum am să pe toată lumea. Dacă am reglementat într-un fel, dacă am reglementat într-un fel și când zice că am reglementat-o, am supus dezbaterea acest proiect, l-am aprobat în Consiliul Local, Consiliile Locale sunt din toate partidele, s-a dezbătut, s-a aprobat, bun, rău, nici nu mai are relevanță acum, îl punem în aplicare. Din momentul ăla, un singur lucru, un singur apel mai fac eu la domnul Lucian Hașosti. Să-și aducă aminte că tot domnia sa s-a laudat că a venit o mașină de ridicat uh, atunci era pe vremea de ridicat hârbule. Acum trebuie să ridicăm mașinile care sunt parcate iure. Dacă vom face acest regulament pentru toată ceva și vom ști să acționăm foarte rapid, credem mă pe cuvânt vor învăța că și nu, nu? Unul nu va mai parca iurea și unul nu va mai parca fără fără uh, legitimație de parcare sau uh, bilet. Că nu ai cum. Când îți, și amezi zis acum, -mă, că Spun, îți ne simți de mici. E bine, adică ia mă de aici 100 de lei, hai că am parcat și eu, am făcut eu aroganți. Dar nu cred că e 100, e rotunjit păi așa acum, tu de, la, dacă mi-am luat uh, limuzon, da, mi-am luat limuzon și o trag așa pe trei locuri de parcare, ce pot să-mi faci? Iarăși nu poți să-mi faci nimic. Pentru că au fost, dacă ții minte, au fost știri anul trecut în care s-au mai parcat pe trei locuri de parcare, omul și-a scos trei îți dau, dau, o temă acasă. Îmi iau trei bon, mă duc și mi trei bonuri așa. pe o oră. Și o parchez așa, dar luată pe trei locuri. Am voie sau nu am voie, Oana? conform plății, da, ai voie. Conform bunului Dar simț, dacă mă duc eu, nu, ai Dar voi. nu e vorba de bun simț, că poliția când te amendează nu se uită la bunul simț, se uită, ai, n-ai. Dacă mă duc eu și cumpăr bonuri pentru toată parcarea le rezervi o oră, nu are voie nimeni? Uh, păi și ce Iar pui? Pui lădița? Nici, la Nu nici nu mai are relevanță. Nici nu mai are relevanță. Nici nu mai are relevanță. Eu vreau lângă mașina mea, 5 locuri în stânga și 5 locuri în dreapta, să nu văd o mașină. Mă duc și iau o oră Cinci locuri în stânga și în dreapta, bun, și le pun așa frumos pe jos. Vă rog, asta este rezervat. E, a, și aici sunt câteva probleme care trebuie lămurite, sunt... regulamentul trebuie să fie foarte clar, pus afișat la primărie, venit uh, executivul local, venit deliberativ, oameni din deliberativ, să ne explice, așa vrem să facem. De ce? Sunt prea multe mașini, perfect, nu ai voie să o parchezi decât o singură mașină, o... să nu sunt mai avem multe Dar În curând va fi gata și parcarea de la Piața. 2 ,2 mică. 2 milioane de lei sunt care, bani la care sunt. Bani. Da. Sunt bani care se pot folosi mai. mai... Corect. Și știi că la început lumea era oarecum supărată că trebuie să plătească păi un leu, că doi lei, că eu trebuie. problemă și eu Cu, cei, -o. Din, cu, cu uh, cei din zona centrală, oamenii din zona centrală au reclamat foarte multe inadvertențe referitoare la, 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 la plată, la abonare. Domnule, vin în parcarea în timpul nopții? Nu vin, sunt mașini lăsate acolo, nu sunt. E, va trebui foarte, cum spuneam, rapid, rapid hotărât cum, cum jucăm parcarea, da? plata uh, locurilor de parcare și în a doua, în a doua secundă scoatem mașina de ridicat din, uh, din garaj și la treabă. Îți spun cinstit, 10 cazuri de mașini ridicate și duse și al 11-lea nu, nu mai exista. E Îl de, până îl dă în judecată, până se ajute cu primăria, până vine șmecherul și, și așa el doi trei avocați pe care îi mai plătește cu 5000 de lei, până știi cum, se lasă pe Deci, de când să mă pun, e pe principiul de când să mă pun cu prost, mai bine să fiu prevăzător. Și atunci te duci, îți iei bonuțul, nu parchezi că Dumnezeu știe ce vine unul mai șmecher ca el și mai odihnit puțin mai odihnit și rezolvi ecuația. Și ce să faci? Te trezești cum am pățit în Bulgaria. Nu știu dacă am lăsat-o două minute, nu știu dacă am lăsat-o două minute, acolo era oana lângă mașină, să îmi vină cu chinge, zic ce faceți? Păi nu, că, bă, stai, 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 sta. am plătit o amendă, nu cât era ca să o duc, că s-au deplasat până acolo. Mi se pare absolut fire. Și știți uh, ce? Aveam 3 metri în intersecție. Au venit și mi-au măsurat. Au pus rigla în fața numărului de matriculare și s-au dus până la... La vecinii noștri bulgari aici, care zice ei nu sunt Schengen ca și noi, da, dar totuși se pare, se pare cu... o au venit cu 3 metri mai în față. 3 metri. Nu aveți voie și scria mare. Aveți voie că... A, dar e mireță, român, ce vrea. Da, uh. Era să furci acolo. Deci, se poate. Dacă vrei, se poate. Se poate, corect. Trebuie să găsești niște băieți dispuși să facă treaba asta. De acord cu tine. Ieri am avut 300, astăzi 600. Mâine sper să nu fie Mia, 900. să vină Mia! Nu? Mia la băiatul! Dar dacă, mă, mă surprinde dacă va fi, micron, vorbim discutăm. aici la știrile Bucovina TV. Mulțumesc pentru prezență, ne vedem mâine!